Săptămâna trecută am conștientizat împreună puterea de anesteziere pe care cultura o are asupra vieților noastre și felul în care rugăciunea s-ar putea dovedi salvatoare. Astăzi vom privi la o altă parabolă, ba chiar două, care să ne deschidă ochii spre o altă resursă din kitul de supraviețuire al împărăției. Dacă rugăciunea este darul pe care ni-l facem pentru a ne păstra credința vie și inima receptivă, perspectiva este darul pe care Dumnezeu ni-l face pentru a ne păstra mintea întreagă într-o lume nefirească. Cine știe, poate că rugăciunea ne așează în postura de a putea asimila această perspectivă. Deci, da, există o legătură între mesajul de săptămâna trecută și cel pe care l-auzim în această dimineață. Un corespondent vechi testamental care încadrează demersul meu de azi este chiar poarta de intrare a psaltirii. Cei doi psalmi, psalmul 1 și 2. Ferice de cel ce își găsește plăcerea în legea Domnului și ferice de toți cât se încred în El. Un îndemn deschide, celălalt închide, psalmul 2. Perspectiva micro și macro. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. În psalmul 2 ni se spune, cel ce șade în ceruri râde, își bate joc de ei. Ce se întâmplă în inima noastră și ce se întâmplă în această lume, cine o guvernează. Așadar, iată premisa de la care plecăm în această dimineață. Reziliența se naște din această dublă conștientizare a nevoii interioare și a sursei vindecătoare, a fragilității noastre și bunăvoinței divine, a căutării și regăsirii, a limitării și infinitului. Mai mult sau mai puțin, fiecare din noi realizează în ce fel de lume trăim și care sunt temerile care mijesc la orizont. Cu siguranță te-ai întrebat cum va arăta lumea asta peste câțiva ani, ce fel de educație vor primi copiii sau nepoții noștri în școli, cât de real este pericolul celui de-al treilea război mondial, care vor fi beneficiile și primejdiile inteligenței artificiale, avantajele incontestabile și nota de plată. Ce conspirații ni se pregătesc? Hai, recunoaște ce sentimente te încearcă. Ei, cele două parabole terapeutice pentru aceste temeri se găsesc în Marcu, capitolul 4, de la 26 la 34. Și aș vrea să urmăriți textul pe care Domnul Hristos îl aduce cu convingerea de a răspunde la astfel de frământări de ale noastre. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că este treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur. Întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea pentru că a venit secerișul. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce parabolă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără parabolă,
dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Provocarea mea pentru voi în această dimineață este următoarea. Conspirația seminței de muștar. Chesterton spunea în modul său emblematic la un moment dat, cam de 5 ori în istorie credința creștină a ajuns la câini și de fiecare dată a murit câinele. Observați, cam acesta e umorul și inversiunea pe care o propune parabola sau cele două parabole pe care le auzim. Câteva detalii captivante merită amintite, semnalate. Prima evanghelie scrisă, Evanghelia după Marcu, circumscrie în acest capitol 4 primele povestiri cu tâlpi, primul grupaj de parabole pe care Mântuitorul le menționează. Nu întâmplător, cele pe care le-am citit survin imediat după pilda semănătorului și a luminii sub obroc sau în sfeșnic. Dacă primele două sondează dimensiunea receptivității și responsabilității umane, acum ele trec granița înspre partea nevăzută. Ce ține de noi și ce nu mai ține de noi, cum spune rugăciunea serenității. Doamne, dă-mi înțelepciunea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba ceea ce ține de mine și înțelepciunea de a putea face diferența. Parabola nu ne învață cum ar trebui să acționăm noi, ci felul în care funcționează împărăția. Sămânța încolțește și crește fără să aibă el habar cum. Pământul rodește singur. Cuvântul din original e cuvântul automatei, care e destul de ușor de translatat în limba noastră. Fără ajutorul lui, în mod automat. Cea mai mică sfidează logica și devine cea mai mare. O să zici, pe bună dreptate și la ce ne ajută pe noi toată chestia asta? Chantal Delsol, o scriitoare creștină din Franța, a scris nu de mult o carte despre sfârșitul creștinătății. Ce se întâmplă cu noi în vremurile actuale și cum arată creștinătatea? Care este parcursul? Cum ne putem imagina că va arăta el în continuare? Vorbește despre secularizare, despre pierderea autorității și influenței bisericii, despre surparea temeliilor, despre minoratul bisericii, despre mutația spre noi forme de spiritualism, nu neapărat spre nihilism. Asta e o teză foarte interesantă. Premisa ei este că nu nihilismul ne așteaptă în momentul în care biserica își pierde această influență, ci tot felul de aberații și de idei care vor fi încorporate în viața oamenilor și a creștinilor. Ritualismul sec, inversiunea morală și normativă. Lucruri care altădată ni se păreau inacceptabile, vedem că oamenii le adoptă cu atâta ușurință în comportament și în stilul de viață. După cum bine spune, lumea s-a schimbat mai puțin de la Iisus Hristos încoace decât s-a schimbat în ultimii 30 de ani. A existat era antică și biblică, a existat era creștină și acum există era modernă. Ultimii 30 de ani au adus schimbări dramatice în cultură, la nivelul civilizației. Și e important să conștientizăm lucrul acesta, mai ales când citim astfel de parabole pe care Mântuitorul ni le-a lăsat. Cum ar trebui citite, auzite, cele două parabole într-un asemenea context? Această imagine ne aduce în fața ochilor experiența de viață a celor care lucrează în agricultură, mai ales în anumiți ani în care nu și-au făcut nicio speranță cu privire la rodire și au fost contraziși. Oamenii, uitându-se la ceea ce au semănat și la condițiile care există, nu și-au făcut nicio speranță. Și cu toate acestea, recolta a fost cu totul alta decât și-au putut ei imagina. Cam aceasta este imaginea pe care încearcă să ne-o îmbie cele două parabole. Mă uimește să văd chiar și în spațiul urban, să observ felul în care o plantă reușește
să-și facă apariția prin crăpătura sau fisura de beton, prin asfalt. Este o imagine cu privire la puterea vieții pe care o sămânță o are în a aduce speranță și încurajare. Toate aceste observații pun în valoare următoarele realități. Oare cum arată împărăția lui Dumnezeu? În primul rând, împărăția lui Dumnezeu este o împărăție discretă. Domnul Iisus ne-a avertizat. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirile, nu se face în așa fel încât să zică, uite-o aici, uite-o acolo. Nu vine cu surle, cu trâmbițe, ci pur și simplu se arată discret. Aceasta e natura ei. Vine tiptil, pe neașteptate. Este o anumită sfială în prezența împărăției. Gândiți-vă inclusiv la unul dintre ucenicii Mântuitorului, în momentul în care aude de Iisus Hristos că a venit din Nazaret, reacția este una previzibilă. Poate? Ești ceva bun din Nazaret? Observați, exact acesta e mesajul pe care încearcă să-l reactualizeze în atenția noastră. Împărăția nu face tam-tam, nu se dă în spectacol, nu atrage privirile. Dimpotrivă, s-ar putea să nu îi se dea nici o șansă. Și cu toate acestea, lucrurile s-ar putea să ne surprindă. Aduceți-vă aminte, via a pornit la drum cu o mână de oameni și nimeni nu se gândea atunci cum vor arăta lucrurile peste câțiva ani. Observați, firescul lucrării lui Dumnezeu, începuturile discrete prin care Dumnezeu își arată slava și este gata să lucreze în orice colț al acestui pământ. Lucrurile minore chiar pot avea un impact major, nebănuit. Este primul gând de la care putem pleca. În al doilea rând, împărăția lui Dumnezeu este dinamică, este vie. O femeie din Ucraina mărturisea că în urmă cu câțiva ani, viața ei era atât de ștearsă și de searbădă, încât nu își imagina că ceva se va putea schimba pe parcursul anilor următori. Ei, războiul a contrazis-o. Dintr-o dată a descoperit, într-un mod ciudat, miracolul de a trăi cu sens, vitalitatea, dorința de a te implica, de a face ceva, de a-ți găsi ceva în această lume. Sunt uimit de felul în care războiul le-a ascuțit simțul umorului și le-a redat bucuria de a trăi, de a lucra peste program în diferite proiecte ce țin de țară sau de situația actuală. Observați, uneori lucrurile rele, negative, neplăcute, pot trezi dimensiuni nebănuite în ce privește lucrarea împărăției lui Dumnezeu. În al treilea rând, împărăția lui Dumnezeu este și subversivă. Sinapis sau Brassica nigra, cel mai probabil muștarul negru, era crescut atât pentru ulei cât și pentru condiment. În condiții optime putea atinge înălțimea de 3 metri sau chiar mai mult, dar semințele sunt atât de mici încât ating un milimetru în diametru. Și e nevoie de 725 până la 760 de semințe pentru a obține un gram. Acest contrast dintre ceva minuscul, insignifiant, care surprinde prin dimensiunea finală, este și mai disproporționat în Matei și în Luca, unde ni se spune că devine un copac imens. Partea finală din Marcu 4:32 e de-a dreptul bulversantă și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face umbră, își pot face cuiburi la umbra lui. Acum, o asemenea imagine creează o problemă logică pentru că activează, de fapt, ecoul cedrului din Liban. Așa cum apare în Ezechiel, capitolul 17, de la 22 la 24. Uitați ce spune Ezechiel aici. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu însumi voi lua o ramură din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat, și anume, o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel. Ea va da lăstari, va aduce rod și se va face un cedru măreț. Păsările de tot felul se vor odihni sub el.
tot ce are aripi se va odihni sub umbra ramurilor lui. Observați care e imaginea inserată de Hristos în text. Și toți copacii de pe pământ vor ști că eu, Domnul, am coborât copacul care se înalță și am înălțat copacul care este plecat. Că eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit și voi face. Este o imagine șocantă, nebănuită. Aceasta e dimensiunea, conspirația seminței de muștar pe care Hristos o aduce în atenția noastră. Pe bună dreptate, o asemenea aluzie sfidează. Este un afront în fața oricărui standard uman de evaluare. Imaginea hiperbolică șochează, surprinde, uluiește dacă stai și meditezi la cuvintele lui Hristos. Pentru mine e un pic straniu când mă gândesc la felul în care au crescut bisericile în perioada comunistă. Sau cum s-a putut prăbuși un asemenea sistem. Erau oameni din biserică care spuneau nu mai scăpăm de așa ceva. Îngustimea unora, lipsa resurselor, pregătirea inadecvată a clasei religioase, presiunea ideologică, amestecul în viața bisericii, învrăjbirea confesională. Omenește vorbind, n-aveam nicio șansă cu toate acestea. Iar acum simțim cum ne stingem pe picioare în libertate. Observați ce ambivalență, ce contrast, ce șoc pe care îl creează. Și asta pentru că pierdem din vedere elementul, angajamentul, dependența radicală de sursă, care până la urmă te ajută să înflorești, să trăiești vitalitatea cu cinste și onoare înaintea lui Dumnezeu. Imaginea subversivă poate e cel mai bine conturată în visul lui Nebucadnețar din Daniel capitolul 2. Versetele 34 și 35 exprimă cât se poate de clar ceea ce se întâmplă cu această lume. Și s-a desprins o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Vorbește despre imperiile care se succed pe fața lumii, dar piatra care a sfărâmat chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Aceasta e imaginea contrastantă a împărăției lui Dumnezeu. Începuturile surprinzătoare, discreția cu care se instalează în această lume și felul în care crește. Și nu întâmplător, cel de-al patrulea aspect al împărăției este rodnicia. Este o împărăție rodnică. Săptămâna trecută am cunoscut un pastor din Anglia care îmi reamintea că Dumnezeu este mai interesat de ceea ce modelează în noi decât de ceea ce facem noi pentru El. De ceea ce devenim mai mult decât de ceea ce reușim. Cu atâta ușurință ne putem pierde focalizarea, atenția, concentrarea în această lume. Parabolele ce ne stau în fața azi nu ne învață că noi nu mai trebuie să facem nimic, ci ne conștientizează, ne somează. Te-ai gândit că mai există și factori independenți de voința ta în această lume. Și în felul acesta nu devii sclavul împrejurărilor, al circumstanțelor, ci ai o altă perspectivă asupra realității. Realizezi că sunt și alți factori care conlucrează împreună pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Anotimpuri prielnice, ploaie, miracolul rodirii, timp de coacere. Gândindu-ne doar la lucrul acesta, câtă înțelepciune am avea în ce privește așteptarea cu privire la convertirea oamenilor, a celor dragi din casele noastre, a prietenilor noștri, sau momentul oportun pentru coacerea unui anumit proiect pe care vrei să-l dorești implementat, fie în echipa cu care lucrezi, fie în altă zonă socială. Care crezi că ar putea fi implicațiile practice ale celor două parabole, ale acestei invitații incredibile pe care Hristos ne-o face?
Păi în primul rând este vorba de poziționare. În primul rând, cele două parabole ne invită să ne clarificăm opțiunile, adeziunea. În ce direcție ne simțim atrași? Vrem un nume legat de cărămizi și smoală sau de Dumnezeu? Cetatea terestră sau cea eternă? Slava lumii sau slava lui Dumnezeu? Cum mă raportez eu la Iisus Hristos? Cine este El pentru mine? Iată întrebările răscolitoare pe care această parabolă le aduce în atenția noastră, în viața noastră. În al doilea rând, este vorba de răbdare. Un alt rod incredibil al perceperii corecte acestor parabole. Ce crezi că s-ar întâmpla după ce ai semănat sămânța la câteva zile, să te duci să scormonești în pământ, să vezi dacă a prins rădăcină, dacă dă senzația că vrea să iasă la suprafață? Păi toată lucrarea, însămânțarea pe care ai făcut-o ar fi compromisă, ar fi anulată. Se întâmplă lucruri chiar și atunci când dormi, când ești la muncă, chiar și atunci când nu este totul la vedere. Pământul lucrează fără să știm noi cum, de la sine, automatei. Iacov, capitolul 5, cu versetul 7, explică atât de frumos. Fiți, deci, îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului, fiind răbdător cu el, până când primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi răbdători, întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Observați, acesta este modelul demn de urmat pe care textul încearcă să ni-l îmbie. În al treilea rând, ne aduce încurajare. După cum spune și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, dacă n-a înviat Hristos, nimic nu contează. Dacă a înviat însă, absolut totul contează. Și dacă n-a înviat, cei ce spun să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, sunt mai înțelepți decât noi. Observați, până la urmă, credința, valorile, angajamentul aduce în viața noastră anumite repercursiuni. Există implicații practice, hotărătoare pentru viața noastră. Ce declarație cutremurătoare face Mântuitorul în discursul escatologic, când spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Un alt lucru pe care îl aduce în viața noastră înțelegerea acestei perspective este elementul de relaxare. Cred că această parabolă vizează mai ales pe cei care au mania controlului, care au impresia că fără ei, fără controlul lor, fără implicarea lor, nu se întâmplă nimic bun în această lume. Adevărul este că nici unul dintre noi nu ne putem mântui copiii. Lucrarea de mântuire o face Dumnezeu. Și lucrul acesta ar trebui să producă o relaxare. Să înțelegem că El este la lucru. El este interesat de binele lor. Și în felul acesta se creează, inclusiv în familie, o dinamică mult mai sănătoasă, mai echilibrată, mai optimă pentru relaționare, pentru atitudinile pe care le putem avea. Asta e încurajarea incredibilă. Oare ne ajută să fim mai relaxați, mai încrezători în ajutorul lui Dumnezeu? Un alt efect important este elementul de cooperare. Acest aspect funcționează concomitent în două direcții, atât la nivel personal cât și comunitar. În registru personal mă învață să apreciez calitățile, abilitățile pe care alții le au în comunitate. Cât de încurajat te simți să vezi oameni dăruiți, înzestrați, binecuvântați de Dumnezeu în alte domenii în care tu nu ai competență. Asta e frumusețea lucrului în echipă. Pe de altă parte, la nivel comunitar, îți schimbă percepția în mod radical. Am constatat că de multe ori trăim cu o percepție parohială, de țarc. E comunitatea noastră, biserica noastră, habar n-avem de ceea ce se întâmplă în altă parte. De obicei, când călătorim, fie în țară, fie în afara țării, descoperim oameni, comunități creștini care trăiesc
în mod exemplar, care le reprezintă cu cinste pe Dumnezeu. Și lucrul acesta reprezintă o încurajare fantastică cu privire la mentalitatea împărăției, care cuprinde, care umple, care rodește pe acest pământ. Și avem de multe ori să ni se reamintească lucrul acesta. O altă componentă importantă este umilitatea. 1 Corinteni, capitolul 3, 6 și 7, Apostolul Pavel recunoaște: eu am sădit, Apolo au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cum ar funcționa lucrurile dacă am fi caracterizați de această umilitate? De a înțelege că e lucrarea Lui. De a dezvolta simțiri cumpătate cu privire la noi. Asta înseamnă să nu te vezi nici mai mult, nici mai jos. Nici mai puțin. Să fii realist, să fii corect. Cred că darul major al umilității este capacitatea de a te putea citi corect în orice situație, în orice raportare, în orice relaționare. Asta ne scapă, ne vindecă de slava deșartă, de tot felul de aburi și iluzii care ne pot apărea în viață. Doar așa ne vom păstra mintea întreagă și vom putea rămâne normali în această lume care ne strică de cap. Și un alt aspect pe care l-aș menționa este cel de încredințare. Până la urmă, asta ne învață să trăim cu speranță în această lume. Să ai încredințarea aceasta că Dumnezeu este în control și poartă de grijă. Cuvintele următoare ne-ar putea ajuta să înțelegem impactul pe care venirea lui Hristos și felul în care funcționează lucrurile acestea în prezent ne-ar putea ajuta. Uitați ce spune Andrei Pleșu. A fi pregătit înseamnă nu atât a ieși din ritmul vieții zilnice, cât a avea o constantă prezență de spirit. A asuma așteptarea activă ca mod de viață, ca speranță în act. Din păcate, pentru mulți, a doua venire funcționează ca un fel de evadare, escapism, față de responsabilitățile cotidiene. Până la urmă, e vorba de o atitudine paradoxală care îmbină așteptarea cu acțiunea, speranța și responsabilitatea, rutina zilnică și prezența de spirit. Doamne, câtă nevoie avem de acest echilibru. Poate că prezentul trebuie trăit sub specia iminenței. Ar trebui să ne reamintim zilnic că ne așteaptă ceva mai bun. Că ceea ce trăim aici este o realitate parțială care ne pregătește pentru altceva. Rabinul Eliezer spunea: pocăiește-te cu o zi înainte de moartea ta. Dar ucenicii săi l-au întrebat: cum poate să știe un om când va muri? Rabinul le răspundea: tocmai de aceea ar trebui să se pocăiască azi. Pentru că nimeni nu știe a cui este ziua de mâine. Poate unii vă simțiți descurajați și ziceți: totuși chiar nu trebuie, nu putem face nimic? Iată trei provocări care merită luate în seamă. În primul rând, este vorba despre o credință nedezmințită, despre o așteptare încrezătoare. Asta ar trebui să ne punem în fața ochilor noștri. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 3, cu 12, ne spune că ar trebui să dăm dovadă de o dublă atitudine, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. O a doua provocare este vocația bilocației. Faptul că suntem invitați să trăim simultan în timp și în afara lui, incertitudinea imediatului și incertitudinea perspectivei ultime. În liniștea funcțională a cotidianului și în realitatea sau în neliniștea zilei de pe urmă. A fi cu Dumnezeu și cu oamenii. Această dublă realitate, dublă locație
este cea care ne invită să ne echilibrăm viața. Să te gândești la Dumnezeu în contextul vieții tale de fiecare zi. Și în al treilea rând, cred că mărturia iradiantă a unui creștin este cel mai frumos argument cu privire la credința sa în Dumnezeu. În felul acesta n-ai nevoie de propagandă, n-ai nevoie de agresivitate, de insistență. Pur și simplu e un fel de viață care captează atenția, care trezește interesul. Eram în vizită la niște prieteni împreună cu Nicoleta și am inițiat o discuție pe tema aceasta. De ce în comunitățile noastre simți că parcă n-ai prea multuri de lucruri de povestit cu anumite persoane? Există atâta rigiditate, atâta închistare, însă pe de altă parte sunt oameni care te surprind prin orizontul lor, prin convingerile lor. Simți că te hrănești, te inspiră prezența lor, dialogul cu ei. Poate avem nevoie de un anumit aparat intern. Pe mine, personal, m-a ajutat onestitatea. Curajul de a sta față în față cu îndoielile, lucrurile care nu se potrivesc, de a le accepta, de a călători o perioadă cu anumite îndoieli în viață. Lucrul acesta te ajută, îți dă putere să înaintezi. Iată provocarea acestei zile, a traversa ziua de azi din perspectiva zilei care va veni. Tăia Crăciunean pentru mine a reprezentat un punct de hotar și de cotitură. Nimeni în această viață nu mi-a oferit, cum a făcut-o ea, darul fragilității. Să ai parte de 80 de zile pe acest pământ, să stai în prezența unei astfel de persoane, îți oferă cea mai cruntă provocare cu privire la realitatea împărăției. Pe mine așa ceva mă ajută să asimilez mesajul împărăției, iminența venirii lui Hristos, faptul că putem traversa ziua de astăzi din perspectiva zilei care va veni. Discursul ținut de Alexandru Solzhenitsyn în anul 1970, cu ocazia decernării Premiului Nobel pentru literatură, s-a intitulat O vorbă adevărată. Uitați un extras din acest discurs. În această lume dinamică, explozivă, care s-a aflat pe marginea prăpastiei și distrugerii de zeci de ori, care mai este locul și rolul scriitorului? Noi, scriitorii, nu avem nici rachete pe care să le lansăm, nu avem nici măcar cele mai neînsemnate vehicule auxiliare. Suntem disprețuiți cu totul de către cei care respectă doar puterea materială. Ce se poate face în fața violenței și minciunii? Și Solzhenitsyn a continuat. Scriitorii și artiștii pot face mai mult. Ei pot înfrânge minciuna. Nu trebuie să ne mai căutăm scuze sub motivul că ne lipsesc armele. Trebuie să intrăm în luptă. O vorbă adevărată cântărește mai greu decât lumea întreagă. Pe o asemenea înfrângere temerară a legii conservării, masei și energiei se bazează propriile mele activități și apelul pe care îl adresez tuturor scriitorilor lumii. O vorbă adevărată cântărește mai greu decât lumea întreagă. Ca să vedeți impactul pe care un lucru mărunt, minuscul, îl poate avea în sufletele, în viața altora. Până la urmă, poate concluzia provocării de azi prin cele două parabole este aceasta. Ceea ce ni se cere nu este să avem geniul așteptării, ci dimpotrivă umilitatea ei. Realitatea e incontestabilă. Domnul va reveni. Ne lipsește de multe ori naturalețea de a trăi zi după zi, așteptând, acceptând realitatea împărăției lui Dumnezeu. Haideți să
plecăm să închidem ochii pentru rugăciune. Conspirația seminței de muștar. Cea mai mare dintre toate semințele de pe pământ. Cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ devine cea mai mare dintre toate zarzavaturile și te poți adăposti la umbra ei. O astfel de perspectivă neutralizează toate conspirațiile reale sau imaginare ce ni se pregătesc. Ceea ce contează de partea cui ești, pe cine crezi și evident câtă răbdare, relaxare, încurajare, cooperare, umilitate și speranță de ții până la urmă. Secretul rodirii nu este succesul, ci credincioșia. Lucrurile mărunte chiar pot avea un impact major. Există o regie care ne depășește și infuzează speranță.